Doamnelor și domnilor, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru această invitație. Mă onorează și am acceptat-o cu foarte multă plăcere. În primul rând, pentru că sunt un om căruia îi place să se exprime atunci când are ceva de spus și cred că în această perioadă e un bun prilej pentru mine a spune câte ceva despre ceea ce mă reprezintă, lucruri simple, cine sunt, ce am făcut până acum și de ce mi-am propus ca în perioada următoare să îi reprezint pe cetățenii români din Basarabia în Parlamentul Național, Parlamentul României. Aș începe prin a vă spune că sunt un om simplu, care a plecat dintr-un sat la studii în țară. Sunt și eu basarabean ca și dumneavoastră, un pic mai la sud născut. Și am încercat să nu ignor nicio oportunitate pe care viața mi-a scos-o în față. Am luat lucrurile așa cum sunt. Am studiat la Facultatea de Istorie a Universitatea București. Tot acum mi-am făcut și masteratul, mi-am făcut și studiile doctorale. Am lucrat la revista de cultură istorică, Magazin Istoric, una dintre cele mai cunoscute și prestigioase reviste de istorie din România. Pentru că mă pasionează, în primul rând, istoria neamului nostru. Specializarea mea este istoria Basarabiei. Când m-am înscris la acest curs, credeam că voi afla foarte multe lucruri noi. Însă mi-am dat seama că există o restanță majoră în cercetarea istorică pe acest subiect, pentru că așa cum nu ne-au lăsat aici sovietici să ne ocupăm de istoria națională foarte mult timp, să știți că nici dincolo nu era voie să se studieze istoria vechii Moldove. Și mai târziu, istoria celor 200 de ani de influență rusească asupra națiunii noastre în acest spațiu. Dar mi-am dat seama că nu este suficient doar să cunoști istoria, ci trebuie să te preocupi și de viața de zi cu zi. Ce se întâmplă azi, ce se poate întâmpla mâine. Și am încercat să mă implic foarte mult în tot acest proces de promovarea românismului basarabean în România și promovarea României în Republica Moldova și nu numai. Așa am ajuns în 2006, după mai multe activități pe care le-am organizat, atât în calitate de lider al unei organizații neguvernamentale, cât și în calitate de om preocupat de această problematică, fie în presă, fie în alte domenii. În 2006 fac parte din echipa președintelui Băsescu. Și pot să vă spun cu mâna pe inimă și cu satisfacție enormă că am avut șansa de a cunoaște un om deosebit cum este președintele Băsescu, care, prin modul cum privește lucrurile, dar și prin atenția pe care mi-a acordat-o mie, pentru că, fiind consilier al președintelui, totdeauna trebuie să vii să-i propui diferite inițiative, proiecte și așa mai departe. Și m-am bucurat enorm că a avut încredere în evaluările pe care le-am făcut eu și a mers mai departe susținând fără echivoc, așa cum au făcut-o de exemplu ceilalți președinți, când pur și simplu nu vreau sub nicio formă să vadă că din coace de prut există tot român. Președintele este un om puternic, foarte hotărât, și atunci când este convins de o chestiune, acționează indiferent că pe cineva îl deranjează acest lucru sau îl privește cu neîncredere. Această relație, sigur că m-a ajutat foarte mult, pentru că în 2008, deși am candidat și atunci la Parlamentul României, era un exercițiu nou. Deși am obținut cele mai multe voturi, nu am intrat în Parlament pentru că sistemul este de așa natură încât
Sper să nu ajungă și în Republica Moldova vreodată, pentru că vă nenorocește. Legislativul de la București s-a gândit că e mai bine să modifice legea privind alegerile parlamentare. Să nu se mai voteze lista partidului, ci fiecare candidat în parte, exact așa cum se votează primarul. Imaginați-vă că dumneavoastră veți fi ales primarul, să zicem, cum am fost eu ales în 2008, cu 49%, și dacă ar fi aplicat un asemenea sistem cum el este în momentul de față în România, dacă nu lua peste 50%, intra cel care are cel mai slab scor și vă reprezenta, că așa s-au gândit politicienii, că mai bine să împartă lucrurile. E un sistem foarte greu. Nu e timpul să vă explic acum de ce stau lucrurile așa, dar te obligă să ai un scor categoric ca să reprezinți pe cetățenii care îți acordă încredere. Altfel, intră cel care, prin redistribuire națională, cel care are cel mai puține voturi. Nu este exclus ca în cazul în care nu obțin peste 50% din încrederea cetățenilor români din Republica Moldova, pe românii din Basarabia să-i reprezinte în Parlament chiar și un ungur. Există un asemenea caz, pentru că un partid parlamentar puține voturi în Parlament și ia colegii de care au cei mai puțini votanți, că după asta se ia. Bineînțeles că dacă au existat oameni politici care la un moment dat au blocat procesul de dobândire a cetățeniei române pentru basarabeni, sunt mult mai puțini cetățeni români în Republica Moldova față de Italia și Spania sau alte țări unde există mulți cetățeni români. Nu m-a descurajat faptul că în 2008 nu am ajuns în Parlament, pentru că mi-am văzut de proiectele mele mai departe. Când am modificat în 2009, în aprilie, legea cetățeniei române, ne-am dat seama că nu este suficient doar să simplifici legea atât timp cât o așezi pe un sistem care este sufocat. Nu poate face față numărului mare de dosare. Erau 100.000 de dosare care zăceau într-un subsol și nu puteau fi procesate pentru că era insuficient personal. Și a mers din nou peste o jumătate de an, la începutul 2010, cu un nou proiect de lege prin care am propus Guvernului să se înființeze o autoritate națională pentru cetățenie, cu scopul de a crea un mecanism nou care să fie ceva mai funcțional decât cel pe care l-aveam înainte. Pentru că legea aia bună nu putea fi suprapusă pe un sistem sufocat. Și atunci trebuia să modificăm din temelie sistemul. N-a fost deloc ușor dintr-un simplu motiv. Pentru că criza economică care ne-a lovit pe toți în cap ne-a impus să luăm niște măsuri destul de grele, nepopulare, se vede și în sondaje lucrurile astea. Dar am făcut ceea ce trebuia, pentru că altfel România o ducea mai greu decât Grecia. Și pe noi nu stărea nimeni să ne salveze, pentru că noi nu suntem în zona euro. Se ducea leu în cap și toată lumea are credite, probleme și așa mai departe. Credem că ceea ce trebuia făcut pentru a salva țara, am făcut. Nu mi-e rușine de acest lucru și de faptul că am făcut parte din acest guvern, curajos, cu oameni responsabili. Pentru că altfel, lucrurile, dacă le lași așa numai din intuiție politică să nu pierzi procente, duci țara de râpă. Și în această perioadă, Guvernul României a desființat 105 agenții guvernamentale, iar eu vineam contra curentului cu ideea de a înființa o nouă agenție guvernamentală cu scopul tocmai de a sluji acest obiectiv, deblocarea procesului de redobândire a cetățeniei române. Să știți că am găsit destulă înțelegere din partea tuturor și s-a acceptat acest proiect. Iar din 2010 lucrurile chiar funcționează binișor. S-au înființat biroul de primire a dosarelor și la Iași, la Galați și la Suceava. Da, pentru că dacă îl depui acolo, nu plătești nicio taxă în comparație cu consulatele de aici. Am făcut lucrul asta pentru că cred. Deci nu am făcut-o doar pentru că m-am gândit că poate vreodată voi candida. Nu. Eu sunt un om care știe ce are de făcut și mă descurc în orice mediu.
pot face față oriunde mă trimite statul român să o reprezint. Dar, pentru că vin din partea asta, pentru că înțeleg foarte bine realitățile, pe mine nu trebuie să mă convingă nimeni de ce o mare parte a populației din Republica Moldova nu poate răspunde la o întrebare simplă cine sunt. Pentru că propaganda sovietică și-a făcut efect. 50 de ani de ciumă roșie a rost la temelie puternic. Și asta intră în sarcina celor care înțeleg problema pe fond și au capacitatea de a mobiliza toate energiile pozitive astfel încât să-i scoatem pe oameni din această întunecime în care se află. Și un rol important îi revine statului român. Să știți că noi am avut foarte mulți basarabeni în Parlamentul de la București, dar mă uitam uneori cu oarecare milă către ei, că îi știu pe toți din 15 ani încoace. Pentru că în momentul în care ajungi pe holurile cele mai mari clădiri din Europa, Parlamentul României este după Pentagon a doua clădire din lume și cea mai mare din Europa. Se cam sperie de holurile astea înalte, mari și așa mai departe și uite pentru ce au ajuns acolo. Pe mine experiența din guvern și cea de consilier al președintelui m-a ajutat să înțeleg de ce lucrurile stau atât de înghețate între cele două maguri ale plutului. Parcă și de o parte și de alta suntem români, ne place la toți vinul bun, muzica, plângem des, așa mai departe. Dar lucrurile concrete se blochează pe undeva. Și mi-am făcut un inventar al acestor probleme și mi-am dat seama că nu mai putem trăi cu speranța că lasă că poate Dumnezeu într-o zi ne va da mai multă minte și se vor schimba lucrurile. Că mă tot întreabă lumea, dumneavoastră sunteți pentru unire de parcă aș fi la școală, să ne spun da sau nu. Păi, eu cred că orice om din partea asta a Prutului, care are conștiința perfectă românească și nu a fost alterată de ideologia sovietică, este și bun român și bineînțeles că își dorește să fie la un moment dat cu țara. Deci, dar lucrurile astea nu pot fi privite tot așa ca la grădiniță. Hai să facem unire. Unirea nu se face cu vorbe, nici numai cu cânte. Se face cu acțiuni concrete. Și eu vă dau un simplu exemplu. Pe mine mă deranjează că acasă ar trebui să-mi cumpăr o antenă cât jumătate de perete. Pentru un simplu motiv. Ca să am acces la posturi de televiziune din Republica Moldova. Eu acasă, cu pachetul de cablu, am vreo 70 de posturi. Oferite gratuit. Din Belgia, din Germania, din Statele Unite, de oriunde vreți din lume. Dar din Republica Moldova niciun post de televiziune pentru a ști ce se mai întâmplă pe aici. Un buletin de știri, te uiți să vezi ce se mai întâmplă în jurul tău. Lucrul ăsta putea fi corectat de 20 de ani. Printr-o inițiativă simplă legislativă. Nici nu trebuie ceva sofisticat. Modifici un articol prin care îl obligi, pe la care distribuie cablu, ca în mod obligatoriu, minim 5 posturi. Pe Moldova 1, alt post de televiziune privat, să le includă în pachetul de cablu, așa cum include CNN-ul, BBC-ul, și alte posturi internaționale. Ca și cetățeanul român să știe ce se întâmplă în partea asta. Cum poți afla, ce mai fac IT, dacă nu ai instrumentele la îndemână. Instrumentele la îndemână sunt cele de informare în masă, respectiv media. Nu s-a preocupat nimeni de lucrul ăsta, dar toți plâng că vor cu neamul, vor cu țara. Mai mult decât atât, sunt lucruri mult mai elementare. Dacă eu aș vrea să trimit câteva abonamente aici la Costești la dumneavoastră, să știți că un colet mă costă 10 cenți să-l trimit până la Paris și 60 de cenți mă costă să-l trimit până la Costești. Deci, iarăși sunt niște discrepanțe destul de mari și ele trebuie corectate de mers. Nimeni nu s-a ocupat de lucrul ăsta din indiferență. Orice mi-ar spune, oricine, la orice oră îl contrazic și aduc 2000 de argumente prin care spun că nu le-a păsat multora de relația cu românii din Republica Moldova. Și nu am făcut acest inventar dintr-un motiv electoral, că îl strâng de foarte mult timp. Să știți, și nu am stat deloc cu mâinile în sân, pentru că pentru mine a fost important atât timp cât am fost în guvern, din Ministerul de Externe am plecat la... m-am luat premierul în coordonare directă, pentru că a văzut că încet, încet încep să mă descurc. Unii ziceau că sunt prea tânăr și o să mă tem. Nu mă tem de nimeni. N-am de ce să mă tem, pentru că
ceea ce înțeleg și reușesc să procesez ca și individ, nu îmi poate lua și da nimeni. E o chestiune de adaptare la orice mediu în care lucrezi atunci când te implici în câmpul muncii, în administrația publică, centrală. Și am luat lucrurile în funcție de urgență. Urgență pentru mine a fost deblocarea procesului de redobândire a cetățeniei române. Urgență pentru mine a fost să înființăm la Chișinău un studio teritorial al Societății Române de Radio, Radio Chișinău, exact cu modelul Radio Iași, Radio Cluj, Radio Timișoara, pentru că este anormal ca să ai 80% din piața media dominată de presă de limba rusă, să nu ai Radio România la Chișinău. Urgență pentru mine a fost să suplimentez numărul de burse pentru cei care vor să studieze în România. Pentru că erau sute de tineri care nu se calificau la examenele astea de admitere la studii și veneau pe cont propriu. Plăteau câte 1.000-2.000 de euro pe an pentru a studia în propria țară. Mi se părea o mare nedreptate. De asta și mesajul meu este dreptate pentru Basarabia, pentru că am făcut un inventar foarte strict al acestor nedreptăți și încep să le corectez. Să vedem ce va fi mai departe. Și l-am suplimentat până la 5.000 de locuri, în așa fel încât oricine vrea să dea acest concurs de admitere și să meargă mai departe, să nu mai sufoce statul român, că toată lumea zicea că nu există proceduri de a scuti de taxe. Ele există astăzi. Și asta a fost o urgență, pentru că întâlneam lunar zeci sau sute de tineri care se plângeau cu această problemă, că nu mai suportă să plătească taxele. Azi nu mai plătesc taxe. Pentru mine o urgență a fost solicitarea autorităților de la Chișinău, prin care cereau sprijin să oferim un ajutor pentru retipărirea manualelor de istorie a românilor, atunci când au fost reintroduse în sistemul de învățământ în Republica Moldova. Nu pentru că sunt istoric, pentru că sunt conștient că nu mai trebuie să ratăm nicio zi și sacrificăm tânăra generație de constrângerile pe care le are orice om în fiecare zi. Spune, nu mai avem manuale pentru că nu sunt bani. Eu cred că tânăra generație trebuie să aibă acces la aceste instrumente elementare de educație, și anume manuale. Și m-am implicat în mod direct în a rezolva această problemă și nu a fost deloc ușor să solicit $1.000.000 din bugetul României pentru a-l acorda Republicii Moldova să retipărească 425.000 de manuale, să le distribui în toate școlile din, și liceele din Republica Moldova. E o chestiune care m-a preocupat, m-am implicat și am rezolvat-o din convingere. Nu mă interesa, puteam să ies în fiecare zi la televizor să spun că ce important sunt eu, că am rezolvat o chestiune care țin de destinul nației mele. Nu, pe mine m-a interesat să-mi fac treaba și vă spun dumneavoastră acum, pentru că trebuie să vă spun și câte ceva din ce am realizat. M-a preocupat și faptul că atunci când veneam în vizită în Republica Moldova și mergeam în diferite orașe, mă întâlneam prin biblioteci cu oameni. Și spuneam, domnule, fondul de carte este 80% carte în limba rusă sau cu caractere chirilice și 20% carte în limba română. Când am avut posibilitatea de a decide ce fac cu o sumă de bani, și chiar foarte mică, am luat și am cumpărat cu 20 de cenți o bucată de carte, deci un volum, negociind cu un trust mare de presă din România, cumpărând 1.000.000 de cărți și donându-l în Republica Moldova. Astăzi, în toate școlile și bibliotecile din Republica Moldova, pleacă zeci de mii de volume. Pentru că e nevoie. Mai trimitem chiar și în închisoare. Unii, dacă tot s-au tratat cu legea, măcar să citească ceva în limba română, mă învață să citească cu ocazia asta. Deci, sunt niște măsuri concrete. Pot să le întind, multe sunt. N-aș vrea să vă iau tot timpul acum, dar pe scurt, sunt în fața dumneavoastră pentru două motive. Unu, sigur, pentru a vă cere încrederea, pentru că așa face orice candidat, încearcă să se prezintă, dar în situația de față, cred că sunt cel mai pregătit
candidat pentru a reprezenta cu demnitate pe românii din Republica Moldova. Și al doilea motiv pentru care vă cer sprijinul și sunt prezent astăzi aici, e mult mai delicat. Și anume, noi am insistat pentru înființarea 19 secții de vot în Republica Moldova. Pentru că sunt câteva sute de mii de cetățeni români aici. Atunci când am insistat pentru deblocarea legii cetățeniei române, să știți că avem și noi bolșevicii noștri și spuneau, domnule, nu ne interesează să dăm cetățenia moldovenilor, că vor numai pentru a circula liber prin Europa pașaportul românesc, în rest n-au treabă. Oameni care de altfel n-au nicio legătură cu realitățile de aici, dar se dădeau cu părerea. Și mi-ar părea rău ca de această dată să le dau satisfacția celor care aruncă asemenea afirmații, dacă la votul de duminică, cei care dețin pașaport românesc nu s-ar prezenta și ar sta acasă. Pentru că asta ar produce niște consecințe dramatice pentru cei care așteaptă redobândirea cetățeniei române. Pentru că le va da motiv unor politicieni cu mintea îngustă să spună, domnule, uitați, am deschis 19 secții, au venit 1000 de votați. E mai complicat după aia să argumentez că românii din Basarab sunt interesați de ce se întâmplă în țara lor, dincolo de Prut. Pe noi, dumneavoastră, nu știu cât de mult cunoașteți de Costești, avem o populație de 12.000. Aici, în această localitate, și prin țară, avem 18 localități cu denumire Costești. La anul avem, dorim să implementăm un proiect cu Departamentul Românilor Pretutindeni și o să cerem ajutorul dumneavoastră ca la anul, la 440 de ani la documentarea satului Costești, să avem în ospiție toate localitățile din administrație sau colective cu activitate artistică prin acest proiect la noi la Costești. La anul 2013 avem 440 de ani. Și o rugăm să ne ajutați cu acest proiect. E posibil așa ceva? Sigur. Avem undeva 80.000 de costeșteni. Sau rostii care sunt doar țară, promenează. E o inițiativă în care mă implic cu toată plăcerea. Deci tot ce depinde de mine, cum să vă spun, voi fi parte în proiect, la fel ca și dumneavoastră. S-a introdus obligatoriu să cunoască limba română cel care solicită cetățenia română. Până acum am avut o problemă datorită unor băieți, să știți doi din partea asta, care erau bine dispus să fac cetățean măcar și pe Smirnov, contra unei sume de bani. Aici e o chestiune de moral, pentru că legea permite, dacă te încadrezi în prevederile legii, să ceri redobândirea cetățeniei române. Unii mai au și obrăznicia să dea statul român în judecat, deși el nu știe o vorbă în limba română și mai și înjură toată ziua pe oricine își manifestă public apartenența națională. Deci nu vreau să par un naiv care este rupt de realitate. Eu vă spun exact așa cum stau lucrurile. Unii dintre ei fac și pușcării pentru lucrurile ilegale pe care le-au făcut pe chestiunea asta. Ceea ce este important și aici sunt de acord, trebuie să nu doar să reducem perioada și să găsim o formulă prin care pentru cei, într-adevăr, care sunt în vârstă, să li se acorde într-un regim rapid și gratuit, deci fiind scutiți de orice taxă. E un lucru care l-am în vedere. Nu pot să-mi iau angajamente pe care nu cred că le pot rezolva imediat. Ține de mai mulți factori, inclusiv din România. Pentru că, dacă vreți legate de taxele consulare, eu nu am fost niciodată de acord cu ele, dar ele au fost mărite datorită faptului că în Uniunea Europeană noi avem vreo 3 milioane jumătate de cetățeni români. Fluxul este foarte mare în consulatele de acolo, iar o taxă pentru un pașaport sau un certificat de naștere se aplică unitar în toată rețeaua de consulate ale României. Deci nu poate exista pentru o țară o taxă, pentru altă țară o taxă. Și acum trebuie să modificăm legea în așa fel încât să includem câteva state unde avem probleme, cum este situația în Republica Moldova, mult mai mici. La minim. Și lucrurile astea se va întâmpla. Cel puțin în ceea ce privește Republica Moldova, eu sunt convins că se va schimba. Sigur, obiectivul pentru noi este să ridicăm vizele. Asta este fundamental, să putem circula mult mai liber.
Sunt director de liceu și vreau din partea tuturor elevilor care au beneficiat de eforturile dumneavoastră de a primi și manuale și cărți să vă spunem mulțumim pentru aceste eforturi pe care le-ați făcut și să vă dorim mult succes în continuare. Noi vom face tot posibilul pentru ca să vă susținem și să câștigăm și în continuare în urma frăției noastre. Mult succes! Acum a fost și bună seara, voi români din toată țara, din Cotare, în Cotare, de la munți și până la mare, de la Nistru până la Tisa, cu Mihai, poetul Zisa, clopotele le sunați, caii vă încălecați, copiii vă sărutați și la toți de veste dați. Mâine anul se înnoiește, plugușorul se pornește și începe a brăzda pe la casa Aura, poate și-a împlinit și pofta chiar și prin ministru Ponta, și în Europa cu tot guvernul, mai mult cu Steaua și cu Cefereu, și cu Dacia, roata măi, dacă n-ai, cu Sania. Dragă vă bătunem, moldovieni, cazaci, tadjici, vă doresc să știți mujici. Sănătate și mulți bani, mulți toți la țărani. Și în fiecare an să ieși multe și un șocan. Multe ruble, dolari, roni, șcăriți-vă de dădoi. Chertoacă, de urat la mai urat, drag ascultam, dar trebuie pe lapta să o auriem și Alba Iulia să o mai asfaltăm și să adunăm resurse din Belarus cu trolebuse, să aducem un brav, un brav show la Revelion de anul. Dacă nu mai sunt întrebări, stimați consilieri, stimați poșteștieni, stimați directori de instituții, eu vă rog frumos să prezentăm votul nostru din satul Costești și dacă aveți colegi, frați, neam, să insistați să iasă la vot, așa cum am votat data trecută pentru președintele Băsescu, să prezentăm că suntem români și să nu ne calce pe viitor cei care se stere acum să ne josească. Deci, basarabenii au dovedit că știu pentru cine să voteze și cred și acum o să susținem pe domnul Eugen. Dar e necesar de ajutorul dumneavoastră. Deci, fiecare la locul lui, având rude, frați, neamul și mai departe, trebuie să vă implicați să îi scoatem la vot. Deci, acum ne este mai ușor, avem alegeri, o să meargă în centrul raional. Cei ce ține de instituții unde sunt, mă informați fiecare în parte, o să vă organizez cu transportul, să mergem, o să dăm o rutieră, două, să mergem organizat. Eu cred că o să mergem în susținere, domnul Eugen, facem maximum cât e posibil în puterea noastră. Vă mulțumim că ați acceptat să veniți în fața noastră aici, ca să vă știe și vă mulțumim pentru efortul și munca care ați depus-o până la momentul actual și realizările valorificării pentru basarabieni din Republica Moldova. Vă mulțumim foarte mult. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă dorim succes, vă dorim că să câștigați și noi să punem aportul pentru asta. Vă dorim succes, vă mulțumim. Eu vă mulțumesc foarte mult și un singur lucru vreau să vă spun și să vă asigur că în cazul în care îmi veți acorda încrederea, veți fi convinși că nu vă voi dezamăgi. Vă mulțumesc frumos!